Dușmanii Romei, de la Hannibal la Attila, de Filip Matijac, sper că așa se pronunță. Face parte din seria de împărații romani, cărți cu împărații despre împărații romani, scoasă de All la un moment dat prin anii 2000. Foarte tare seria pentru că autorii sunt contemporani. De exemplu, aceasta este publicată în 2004, bine, la noi în 2008 a ajuns. Și fiind contemporani, da, după cum probabil cei care sunt pasionați de istorie știu, au alte perspective, având și mult mai multe informații la dispoziție, noile informații, atât arheologice, cât și de alt tip. Partea mai nasoală a cărții este că tratează foarte, foarte, foarte pe scurt fiecare dintre eroii acestui volum, adică principalii conducători ai popoarelor inamice Romei de-a lungul timpului, cum este și titlul, da, de la Hannibal la Attila. Să vă citesc așa, e vorba de Filip al V-lea, Hannibal, Iugurta, Mitidate, Spartacus, Budica, Alaric, Zenobia, Attila și, bineînțeles, Decebal. Asta mi-a plăcut foarte mult, îmi place să citesc istorie străină care tratează teme ce au legătură cu istoria noastră. Vă recomand pentru acest lucru și pentru... Așa, ca o recapitulare. Dacă sunteți pasionați de istoria romană, mai mult este ca o recapitulare a acestor personaje. Sunt și informații mai noi, dar v-am spus, sunt în rezumat. Mai ales cred că este pentru cei care nu au citit atât de mult despre Imperiul Roman, ci vor să vadă așa, să vadă de-a lungul timpului cu cine a avut de-a face să-și dea în cap romanii și... Cum erau la un moment dat de câteva ori, chiar să și-o ia destul de la sol. O să vedeți, na, de la cine și o să vedeți și cum e prezentat Decebal. Apropo, să vă zic doar așa informație, spune că în principiu Decebal nu ar fi fost numele lui, ci o poreclă, probabil, însemnând ceva de genul inimă neînfricată, spune autorul, nu dă exact sursa. Ok, dacă vă place, vă recomand din aceea serie de Brian Ward Perkins, Căderea Romei și sfârșitul civilizației.